Bună seara, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu și sunt gazda emisiunii Despre Tine la Terra Nova TV. În această seară îl avem invitat alături de noi pe Iulian Zonenstein. Iulian este de formare medic, ce îmbină cu succes medicina alternativă și tradițională, bazată pe abordare holistică, care presupune că orice afecțiune este o perturbare a armoniei interioare. A fost preocupat timp de 30 de ani de felul cum funcționează mintea omenească. A învățat și a practicat diverse metode pentru a-și înțelege, transforma și optimiza mintea, până când, acum câțiva ani, spune că s-a împăcat cu ea, trăind faptul că eu sunt, este mai mare decât mintea sa. A trăit experiența și bucuria de a fi și a învățat că aceasta poate coexista cu mintea și că mintea poate fi văzută din această perspectivă. În 2017 a întâlnit metoda Sedona, eliberarea interioară conștientă, și a realizat imediat că era piesa din puzzle care întregea imaginea de ansamblu, a ceea ce își dorea să manifeste în continuare în misiunea sa pe acest pământ. În această seară, alături de Iulian Zonenstein, vom discuta despre relațiile și iubirea, cel mai nou workshop al său, care este îmbinat cu tehnici de eliberare emoțională, workshop pe care Iulian îl ține în principalele orașe din România. Și dacă ar fi să-l salut pe Iulian în trend cu emisiunea Dialog în oglindă, unde știu că este coprezentator alături de colega noastră Loredana Toderică, aș alege să o fac. Iulian, bine ai venit în emisiunea Despre Tine la Terra Nova TV. Bună să-ți fie inima! Bună să ne fie inima! Mulțumesc! Ce ai dori tu să adaugi despre tine, pentru că suntem la emisiunea Despre Tine, ca și prezentarea ta? Cine este în esență omul Iulian Zonenstein? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă aflu de fiecare dată aici la voi cu mare, mare drag. Mă simt bine și mă simt ca într-o familie. Și ca răspuns la întrebarea ta, o să-l parafrazez pe, să spunem, cel mai important mentor al meu, care este Lester Levenson, fondatorul metodei Sedona, care la o conferință la care a fost invitat a spus așa: am fost anunțat cu puțin timp înainte de conferință că voi susține această conferință și m-am întrebat să vorbesc despre mine, să vorbesc despre voi, apoi mi-am dat seama, nu e nicio diferență. Așa că, în loc să vorbesc despre mine, vorbesc despre noi și ceea ce pot spune este că fiecare dintre noi, eu inclus aici, parcurgem în viață aceeași poveste. Este cumva o poveste a nefericirii și a lipsei pe care o trăim în mod emoțional prin diverse sentimente perturbate, vinovăție, rușine, tristețe, multă îngrijorare și că, de fapt, un pas important sau un moment important din devenirea fiecăruia este să-și dea seama că aceste emoții care ne traversează nu sunt, de fapt, decât niște emoții și că ele pot fi văzute și adresate dintr-o perspectivă mai înaltă. Așa cum îmi place mie să spun, eu sunt mai mare. Da. Eu sunt mai mare decât emoțiile mele, care mă îmbolnăvesc între ghilimele, sunt mai mare decât gândurile mele și sunt mai mare decât tot ceea ce produce acest ansamblu care se numește mintea. De aceea m-ai prezentat foarte bine, pentru că principala realizare, dacă pot să spun, a fost că pot coexista cu mintea mea deșteaptă, care îmi producea și satisfacții, dar și multe emoții neplăcute, din perspectiva eu sunt mai mare decât mintea mea, o conțin și o utilizez ca pe un instrument minunat. O prezentare foarte amplă, Iulian, pentru care îți mulțumim. Și dacă tot vorbeam la început despre această metodă Sedona de eliberare emoțională, aș vrea să ne spui ce presupune această metodă. Ce este metoda Sedona? Păi ai menționat acei 30 de ani, de care nici nu știu dacă să fiu mândru sau nu, însă a fost un proces de căutare. Bineînțeles, la început, prima treaptă a căutării este să acumulezi cunoaștere. Cunoaștere de toate felurile, inclusiv cunoaștere spirituală sau cunoaștere despre felul în care funcționează mintea. Și ai pomenit și background-ul meu medical și preocuparea pentru terapii holistice,
toată această căutare treptată m-a dus la înțelegerea profundă că, de fapt, toată rădăcina necazurilor noastre, fie ele fizice ca și boli, fie ele sufletești, se află, de fapt, în felul în care funcționează mintea noastră. Și când am întâlnit această metodă, într-adevăr, a fost un wow, pentru că mi s-a întregit întreaga imagine. Și atunci am înțeles într-un mod profund că dacă eu pot să îmi văd aceste emoții care mă traversează și care mă perturbă, atunci eu pot lua o decizie în legătură cu ele. Adică, altfel spus, noi trăim în viața de zi cu zi identificați cu emoțiile noastre. Ele apar și noi ne luptăm cu ele, mai ales cu cele neplăcute. Cu cele neplăcute ne luptăm să scăpăm de ele, cu cele plăcute ne luptăm să le ținem. Această luptă se numește identificarea cu acest ceva care mă traversează. Ei, această metodă de eliberare interioară conștientă, cum îmi place mie să o traduc în limba română, se referă la un lucru foarte simplu. Îmi dau voie să îmi văd emoțiile care mă traversează. Și când spun să îmi văd, deja de la bun început mă aflu într-o perspectivă mai largă, mai cuprinzătoare a lor. Nu mai sunt una cu ele. Sunt un observator al emoțiilor mele. Putem să spunem așa, mă feresc de cuvântul observator pentru că e un pic demonetizat. Așa. Se spune, îmi văd emoțiile, într-un mod simplu, mi le văd. Le privesc. Deci asta înseamnă că eu, ceva din mine vede emoțiile și emoțiile sunt ceva care este văzut. Deci mă detașez văzându-le. Apoi al doilea pas, ăsta e primul pas, văd că în mine se află ceva, o senzație, o emoție, un gând. Iar al doilea pas este să iau o decizie. Decid să păstrez, adică să rămân lipit de acea emoție sau decid să-i dau drumul să plece, ea fiind oricum volatilă și în trecere prin mine. Da. Și iată că în două faze, văd emoția și o las să plece, putem rezuma, aceasta este eliberarea interioară conștientă. Dar să fie totul atât de ușor? E o întrebare care mi se adresează foarte des. Și am un răspuns foarte deștept aici. E ușor pentru cei care află despre metodă și rămâne în continuare greu pentru cei care nici nu află și nici nu practică. Da, cred că e o chestie de mindset. Cei cărora le ajunge la ureche această metodă, înseamnă că sunt pregătiți să o folosească. Și cei care încep să o folosească, văd imediat, într-o chestiune de zile, efecte notabile în viața lor. Efectul metodei se simte imediat când o faci prima dată. Dar atunci când începi să ți-o auto-administrezi, forma cea mai simplă de practică se numește dialogul interior, pe care, mă rog, așa l-am numit eu. Și folosind acest dialog interior, în observându-ți emoțiile și eliberându-le prin dialogul interior, într-o chestiune de zile sau de săptămâni, totul se schimbă în starea interioară și apoi și în viață. Da, și pentru că știu că ne-am propus să discutăm în această emisiune despre acest workshop al tău, despre relații și iubire, aș dori să împărtășești cu cei care ne urmăresc cum aplicăm metoda Sedona într-o relație de iubire. În primul rând, acest nume, relațiile și iubirea, poate să deruteze puțin, în sensul că am mai întâlnit oameni care au auzit și au spus, e de vorba despre relații de cuplu. Și spuneau, pe mine nu mă interesează. Deși, mă rog, eu cred că sunt puțini oameni care să nu aibă deranj în relațiile de cuplu. Și o să spun un pic mai departe și de ce. Relațiile și iubirea este mai mult decât despre relația de cuplu. Este vorba despre faptul că, de fapt, în viața noastră, totul este despre relații. Ne naștem din niște părinți, deci intrăm de la bun început în viață printr-o relație cu părinții, continuăm să ne desfășurăm viața în relație cu părinții, cu frații, cu colegii, cu profesorii, cu... Și ca și adulți căutăm de asemenea și trăim viața în relație de cuplu, cei mai mulți dintre noi. Ca urmare, viața este despre relații. Oare de ce? Da. Și dacă ne uităm mai atent, și îmi place mereu să-l parafrazez pe abatele Pierre, care spune, vivre se aprendre à aimer, a trăi pe acest pământ este să înveți să iubești. Ei, unde poți să înveți să iubești dacă nu într-o relație? Pentru că noi, arhetipal, ca și ilustrare individuală a totului, în această lume ne simțim într-o anumită măsură separați de tot. Avem acest eu sau ego, cum se spune. Ne simțim separați de tot. Ne simțim un tu și eu, un eu și tu. Ei, pentru că în această lume ne simțim separați, atunci, în loc să căutăm iubirea prin reîntregirea cu totul, sau la început neștiind, în loc să o căutăm acolo, o căutăm într-un alt eu.
Deci iată că relații se schimbă iubirea și de fapt viața este iubirea care curge. Și de fapt totul ar trebui să pornească de la iubirea de sine, ca să nu mai căutăm în exterior. Acolo ajungi la final dacă ajungi. Da. Da. Pentru că atunci când tu vorbești sau când noi vorbim despre iubirea de sine, e un concept care e străin multor oameni. De ce? Pentru că noi ne naștem în trup de la bun început cu sentimentul că ne lipsește iubirea. O așteptăm să o primim de la mama, de la tata. Da. Și o căutăm toată viața. O căutăm toată viața. Deci, practic, viața e o căutare a iubirii. Și unde căutăm? În relațiile cu ceilalți. Când începi să te coci emoțional, să ajungi la un tip de maturitate, spre final, spre finalul acestei căutări și practici, ajungi să vezi că, de fapt, eu cu mine și atunci să vezi că această căutare a iubirii într-o altă relație este caducă, adică nu o poți găsi acolo și că e necesar să ți-o auto-administrezi din eul tău cel mare, care este mai aproape de sursă. E o concluzie la care ajungi experiențial. Dacă vorbim despre iubește-te pe tine, cei mai mulți oameni onești vor spune, păi nu știu să fac asta. De unde și până unde? Sau dacă spui iubește pe ceilalți ca pe tine însuți, un om onest o să spună, dar ce eu mă iubesc pe mine? Că nici nu știu ce e aia. Adică sunt niște lucruri care sună bine și pe care le îmbrăcăm așa ca pe niște concepte și le vehiculăm, dar pe care nu le simțim, nu le integrăm la un nivel profund. Acest workshop este despre a integra ideea de relație și iubire într-un mod experiențial. Nu este un workshop teoretic. Ne mutăm în experiență. Puține gânduri, puține cuvinte, puține concepte, hai să descoperim ce este în inima mea, adică nevoia de iubire. Bun, dar această iubire nu ar trebui să o învățăm prima dată de la părinții noștri? Exact de acolo pornește totul. Uh-huh. Pentru că fiecare copil se naște cu o minte analitică neformată. Da? Și atunci deschide ochii pe această lume și singura lui legătură cu iubirea este propria mamă. În general, mă rog, părinții. Da? Ei, copilul se naște cu această dorință de a primi iubire care este una cu dorința de a supraviețui. Dacă primesc iubire, înseamnă că am viață. Da. Și în această interacțiune dintre eu, copil și părinții mei, eu îmi doresc iubire, dar părinții sunt capabili să ofere mai mult sau mai puțin în funcție de datul lor, destinul lor, posibilitățile și lor. Și de cum au primit și ei la rândul lor iubire, exact. Familia din care provin. Și rezultă o lume întreagă de oameni mai mult sau mai puțin privați de iubirea părinților. Adică un pic frustrați și un pic necăjiți. Iar acel copil care a primit mai mult sau puțină iubire în relația cu părinții, va continua să perpetueze această nevoie de iubire în toate relațiile sale. Și va duce această nevoie de iubire inclusiv ca adult în relația de cuplu. Și va greva relația de cuplu cu acea nevoie profundă neîmplinită din copilărie. Da. De asta este important să vindecăm întâi relația cu mama și cu tata, să eliberăm acele emoții, nu? În relația cu părinții, ca să ne construim o bază solidă pe care să clădim o relație armonioasă, nu? Exact așa ai construit workshop-ul. Ai avut o intuiție extraordinară. Mulțumesc. Eu v-am invitat pe toți, pentru că o să facem la Iași 1-2 aprilie și o să fac acum imediat la Târgu Mureș, da, în acest weekend. Așa se desfășoară workshop-ul. Prima parte este despre a explora relația cu părinții și despre a conștientiza în ce măsură mi-am dorit să primesc iubire de la părinți și n-am primit. Mai mult sau mai puțin. În ce context s-a întâmplat asta? Ce urme, ce răni sufletești mi-a lăsat relația cu părinții? Descoperirea acestui lucru reprezintă apoi și eliberarea tuturor emoțiilor acumulate în copilărie, în interacțiunea cu părinții, reprezintă apoi baza și ne mutăm apoi în relația de cuplu și apoi, într-o etapă finală a acestui workshop, ne mutăm să hrănim o imagine a viitorului, adică cum mi-ar plăcea să arate relațiile mele și în special relația de cuplu, însă de această dată când voi construi o imagine a viitorului, o voi construi fără să mai am acel bagaj emoțional perturbat pe care l-am acumulat în copilărie și în toate relațiile mele anterioare deficitare. Da, foarte profund. Dacă ar fi să ne reîntoarcem la o relație de cuplu, da? Cum putem găsi armonia în cadrul unei relații de cuplu aplicând această metodă de eliberare emoțională? Da.
Noi am mai avut un interviu frumos pe tema asta și ceea ce pot să spun și cred că este esențial este că în orice relație de cuplu este de fapt un joc al așteptărilor. În primul rând pornim de la premisa că doi oameni se întâlnesc și întemeiază ceea ce numim o relație de cuplu, fie că e cu căsătorie sau nu, pe baza nevoilor lor. Adică eu am niște nevoi, mai mult sau mai puțin conștientizate, pe care nădăjduiesc să le împlinesc întâlnindu-mă sau trăind cu o anumită persoană. Sau se întâlnesc pentru că au o misiune comună în viață. Privind de sus, da. Dar eu vorbesc din punct de vedere al persoanei. Da? Deci eu am o nevoie pe care, conștient sau inconștient, sper să o împlinesc în această interacțiune sau relație. Da? Orice relație fundamentală este un schimb. Eu dau și primesc. Da? Dar acest dau și primesc, acest schimb, este grevat de așteptările mele. Pentru că eu vreau să primesc un anume ceva, asta e o așteptare, sau vreau să dau un anume ceva, care e o așteptare. Ideea este că de cele mai multe ori, după ce trece prima parte care se numește îndrăgosteală, de cele mai multe ori, nici celălalt nu are ceea ce aștept eu să primesc, sau poate nu are nevoie din ceea ce doresc eu să-i ofer. Și atunci apare, bineînțeles, frustrarea, conflictul. Da. Deci, ce înseamnă să ai o relație armonioasă? Înseamnă ca fiecare din cei doi, dacă sunt doi, să își înceapă să devină atenți, conștienți, la nevoile și așteptările lor. Asta e un lucru cu propriile emoții și gânduri și propria structură mentală. Deci nu putem avea un cuplu armonios dacă membrii cuplului nu sunt, ca să spun așa, conștienți de conținutul lor emoțional. Da. Deci asta e rețeta. Și, Iulian, de ce apar atât de multe dezamăgiri într-o relație de cuplu? Pentru că perpetuăm dezamăgirea. Ce n-am primit de la părinți, căutăm în relația de cuplu și o să căutăm după același pattern al minții. Dacă am avut părinți indisponibili emoțional, o să căutăm parteneri indisponibili emoțional, inconștient și o să-i atragem. De ce? Pentru că avem nevoie să învățăm cum se vehiculează în mod, așa zis, corect iubirea. Da. Cum se vehiculează iubirea? Iubirea este. Doar că noi o așteptăm să o primim, ne simțim frustrați și noi înșine închidem acest canal prin care curge iubirea prin noi. Până nu învățăm să mutăm de pe aștepta să primesc de la celălalt, la elibera sentimentul că lipsește și mă auto-administra iubire, adică ceea ce spunea tu, iubirea de sine, dar într-un mod foarte simplu, nu voi putea să am o relație armonioasă, cu adevărat. Da. Ce stă în calea primirii iubirii? Și cum depășim acele provocări care apar inerent într-o relație de cuplu? Păi, numai întrebări perfecte mi-ai adresat până acum. Acest workshop despre care vorbesc, exact asta investighează. Ce anume mă împiedică pe mine să vehiculez sau să primesc iubire de-a lungul vieții? Și atunci am observat că în relația cu părinții, de unde provin, să spunem, cele mai multe lucruri evidente din viața asta, pentru că nu am așteptat să primesc și nu am primit așa cât mi-am dorit și cât am avut nevoie, în mintea copilului, care este crudă, nedezvoltată, nestructurată, apare un soi de decizie de autolimitare. Deci, ca și cum ar spune, dacă mă fac mai mic, renunț la anumite nevoi ale mele, la capacitatea mea de a mă exprima, de a mă juca, de a vorbi, atunci o să primesc un pic mai multă iubire. Și acesta îl numesc eu program de vehiculare a iubirii în viață. Și practic prima parte a acestui workshop care însoțește descoperirea momentelor acestora din relația cu părinții este descoperirea acestui program. Cum m-am autolimitat eu ca totuși să primesc un pic de iubire? Eu când mă fac mai mic la nivelul minții ca să primesc iubire, voi perpetua această gâtuire a canalului de iubire, ca să spun așa, tot restul vieții. Și cum facem să primim mai multă iubire? Descoper programul și îl desfac. Devirusez computerul numit minte. Da. Asta face metoda. Și asta, felul în care am adaptat sau, mă rog, a ajuns la mine, am prelucrat metoda eliberării intrării conștiente, am pus-o în niște modalități de practică foarte simple, prin care putem pur și simplu, unul, să descoperim programul și apoi să devirusăm computerul, să desfacem programul. Și atunci când se desface programul acesta de vehiculare a iubirii, deodată, altfel spus, mi se deschide inima. Și
Dacă ar fi o simplă teorie, poate că ar fi cu semnul întrebării, dar deja pentru că a trecut, nu știu, a trecut peste mai mult de jumătate de an de când administrez acest workshop, efectele sunt absolut, hai să spunem așa, miraculoase. Deci oamenii ies din acest workshop și nu doar o zi, două sau trei, ci efectiv povestesc apoi cum toate lucrurile se schimbă în bine în viața lor. Se schimbă viața cu totul după participarea la acest workshop. Pentru că este un program fundamental. Programul de vehiculare a iubirii, ca să-i spun așa tehnic, este de fapt programul subsidiar de supraviețuire. A supraviețui înseamnă să vehiculezi iubire. Fără iubire, mă usuc și mor, altfel spus. Da. Suntem iubire și trebuie să învățăm să dăruim iubirea. Da. Dar e necesar să descoperim, da, așa cum ai spus, unde m-am autolimitat. Pentru că eu m-am autolimitat. Da. E o decizie luată inconștient. Da. Cum putem manifesta mai multă iubire față de partenerul nostru? Păi, principalul mod prin care putem manifesta mai multă iubire și față de partener și față de orice alt cum să spun, partener de relație. Noi avem nu doar relații de cuplu, avem relații, așa pornim, relația cu părinții, prieteni, frați, colegi de serviciu, toate sunt relații. În toate relațiile, primul lucru pe care îl putem face pentru a manifesta iubire este să renunțăm la judecăți. Da, să învățăm să trăim, să funcționăm dintr-un spațiu de non-judecată față de partenerul nostru. Sună foarte bine. Întrebarea legitimă este cum? Și e o întrebare foarte bună. Da. În primul rând, mi-ar plăcea să subliniez faptul că atunci când vorbim cum putem să manifestăm mai multă iubire, toată lumea începe să scarpine în cap, la modul figurativ, cum pot eu să produc mai multă iubire. Da? Și e ca și cum ai vrea să umfli un balon, să pompezi ceva. E ca și cum iubirea asta ai lua de undeva și ți-ai aduce la tine și ai împinge către celălalt. Da. Și e, oare, nu e greșit, dar e oarecum, nu e un drum sănătos ăsta. O să spun următorul lucru. Iubirea nu se aduce de undeva. Nu o importăm. Iubirea este exact natura ființei noastre. Ca să poți să oferi iubire, nu e necesar să o oferi. E necesar doar să deschid canalul de iubire. Da? E ca și cum ar fi între mine și celălalt, ar fi așa, ca o comunicare, ca o țeavă, un câmp de care energie. Curge iubirea. Dacă pornim de la premisa că celălalt nu primește suficientă iubire și îmi spune, mi-ar plăcea să mă iubești mai mult, să-mi dai mai multă atenție, eu îmi pun întrebarea, cum aș putea să pompez mai multă iubire prin acest canal? Ei, ideea nu este să pompez mai multă iubire ca și cum ai face un lucru din voință. Ideea este să permiți ca acest canal prin care curge iubirea să se lărgească, ca să crească între ghilimele debitul, da? Da. Ei, cine a făcut ca acest canal să fie redus ca și diametru, să zicem? Propria mea judecată față de celălalt. Da. Deci în momentul în care eu mă uit la cineva, inclusiv la cineva pe care aparent îl iubesc, îmi este drag, eu întotdeauna inconștient și instinctiv vreau să-l dreg, vreau să-l fac diferit. Deci noi ne uităm la partenerii noștri, la părinții noștri, la copiii noștri, la prietenii noștri și tot timpul le vedem, nu defecte, dar neajunsuri. Spunem, tu ar trebui să fii așa, tu ar trebui să mănânci așa, tu ar trebui să vorbești așa, tu ar trebui să te comporți așa. Da, pentru fără că sunt propriile tale așteptări vis-a-vis de relația respectivă. Și spune, eu îți spun asta pentru că te iubești, că îmi pasă de tine. Dar eu spun că te iubești, îmi pasă de tine, dar mă uit la tine ca și cum tu ai fi strâmb, șchiop, incomplet. În momentul în care eu aplic acest mod de a privi către celălalt, asta se numește judecată. Nu e necesar să fie aspru. E de ajuns să mă uit la tine și să gândesc inconștient că tu nu ești cum trebuie, că trebuie să fie altfel. Ei, simpla renunțare la această apreciere distorsionată la celălalt, că poate cuvântul judecată e un pic, sună foarte bine, deci simpla renunțare la aprecierea distorsionată asupra celuilalt deschide spontan ca acest canal de iubire. Deci iubirea soluția este să renunțăm în a-l schimba pe celălalt și a-l accepta așa cum este. Și acceptarea cu vine și cu de la sine. Deci asta, cuvântul acceptare sau iertare sau iubire, sunt niște cuvinte foarte demonetizate. Toată lumea le folosește, nimeni de fapt nu prea le experimentează. Da. Acceptarea apare în momentul în care renunți la judecată. Actul activ este renunțarea la judecată. Acceptarea și iubirea sunt
pasive pentru că acceptarea și brează natura ființei noastre profunde. Da. Deci eu activ sau volitiv nu pot decât să renunț la judecată. Când renunț la judecată, iubirea și acceptarea sunt acolo deja. Mm-hmm. Nu trebuie să mai fac eu nimic pentru asta. Da. Deci chiar folosim în acest workshop și în terapiile individuale pe care le administrez o formulă foarte simplă. Mă uit la tine și spun, renunț să te mai judec. Și chiar dacă pare simplu, aduce un efect. Da. Iulian, de ce în realitatea noastră apar uneori aceleași relații care parcă se repetă ca un tipar la nesfârșit? Apar până ne învățăm cu adevărat o lecție? În primul rând, le atragem inconștient. Uh-huh. Am spus, ne facem un program când suntem mici, un program de vehiculare a iubirii, da, în relația cu părinții, și apoi căutăm parteneri de relații, nu doar de cuplu, de relații, asemănători părinților noștri. Da. Adică tot indisponibil. Deci perpetuăm paternul și exact cum foarte bine ai spus, până când învățăm lecția. Da, dacă n-ai fost iubit în copilărie suficient de tată, mereu cauți vei acea iubire. Vei căuta un bărbat care să te iubească, dar vei căuta, da, inconștient după același iubirea model. Tatălui, da. Și iarăși te vei simți lipsit de iubire, mm-hmm, și iarăși vei simți suferință. Până când la un moment dat o să asiști la un interviu cum este acesta, la o discuție cum este acesta, o spui, what? Să renunț la judecată. Ok, hai să încep să fac asta. Și când începi să faci asta, observi că atunci când renunți la judecața față de celălalt și îți observi nevoia de a primi iubire, care e un sentiment, lipsa de iubire, și poți elibera și acest sentiment că lipsește iubirea, deodată simți că este iubire în tine. Și atunci spui, dacă este iubire în mine și eu am făcut asta, înseamnă că eu pot să mă simt foarte bine, împlinit, împăcat cu mine însumi, în orice situație, depinde de mine. Din acel moment pot începe să am relații armonioase cu ceilalți. Pentru că nu mai aștept să primesc, nu le mai cer în mod evident. Și tot ceea ce primesc e un bonus. Da, e ca un gol în suflet pe care simți nevoia să-l umpli, exact, tot timpul. Acel gol e un sentiment care poate fi văzut și eliberat. Exact vorbeam despre eliberarea interioară conștientă. Uh-huh. Acest gol, sentimentul că lipsește iubirea, este un sentiment care este opus, complementar și diferit de sentimentul de iubire. Este un sentiment separat. Lipsește iubirea. Da. Ei, poate fi văzut și eliberat în mod constant. Dar putem fi învățați să primim iubire așa cum merităm cu adevărat? Se învață iubirea? Ăsta e un paradox. Pentru că am observat și vorbesc și din propria mea viață că eu am experimentat același lucru, că altfel nu ajungeam aici. M-am simțit lipsit de iubire, m-am simțit trist și nebăgat în seamă toată viața mea până la un punct. Și deși primeam atenție și afecțiune din partea celorlalți, nimic nu mi-o umplea acel gol. Pentru că, de fapt, nu e un gol, este, de fapt, un plin de sentiment de lipsă. E locul din inima mea, din sufletul meu, ocupat cu un sentiment de lipsă. Nu e un gol, e un sentiment de lipsă. Da. Deci, oricât ai primi, dacă tu nu ți auto-administrezi sentimentul de lipsă de iubire, niciodată ceea ce vine de la ceilalți nu-ți va schimba starea interioară. Deci, până nu ajung din suferință tot mai mare să-mi auto-administrez în mod conștient acest sentiment că lipsește iubirea și să le liberez pentru a face loc pentru iubirea care sunt deja, nu se întâmplă nimic. Deci eu nu pot să învăț să primesc, decât pot să învăț să-mi văd sentimentele și să le liberez. Da, atunci când se schimbă sentimentul de lipsă cu un sentiment de plin de iubire, atunci mă pot conecta ușor cu celelalte ființe. Asta nu mai depinde de capacitatea lor de a se conecta, depinde de capacitatea mea de a mă conecta, pentru că eu integrez pe toți ceilalți ca fiind parte din mine. Și atunci, dacă ei au ceva de oferit, emoțional sau fizic, atunci e binevenit, așa cum spuneam, e un bonus. Dar eu am oricum. Eu sunt plin oricum. Da, vorbeam de această suferință din trecut. Cum putem face să scăpăm de această suferință din trecut pentru a ne manifesta cu iubire în prezent? Păi e foarte simplu. Tot e foarte simplu în momentul în care începi să practici conștiența. Ce înseamnă suferința, în primul rând? Eckhart Tolle a spus un lucru foarte frumos și repet ori de câte ori am ocazia. A spus, în viață, durerea este uneori inevitabilă, însă suferința este opțională. Și stai și te gândești ce vrea să spună cu asta. Și putem explica. Suntem traversați de emoții neplăcute pentru că așa funcționează viața pe Pământ. Se petrec lucruri și vine apar niște reacții. Da? Și parte sau multe din aceste reacții sunt emoții neplăcute. El când spune durere se referă la aceste emoții neplăcute. Vinovăție, rușine, tristețe, îngrijorare e
globale spunem durere. Și spune suferința este opțională, adică atâta vreme cât eu sunt sau trăiesc inconștient, această durere sau această sumă de emoții perturbate care mă traversează, când mă traversează, eu mă simt identificat cu ea. Sunt, în clipa aceea, mintea mea se lipește de acea emoție neplăcută, de acea durere interioară și devine identificată cu acea emoție. Când mintea se identifică cu emoția și se luptă cu ea, apare o amplificare a sentimentului neplăcut, care se numește suferință. Ei, ai întrebat cum putem practica metoda. Păi, primul pas este să devin conștient. În mine se află un ceva neplăcut numit durere. Și pot aprecia dacă acea durere, acea emoție neplăcută are o intensitate mare, care înseamnă suferință, sau o intensitate medie sau mică. Da? În momentul în care eu văd că în mine se află ceva, deja am făcut primul pas să mă dezlipesc. Apoi iau decizia. Aș putea lăsa să plece această emoție dureroasă? Și spun tot eu, da. Și încet, încet, făcând acest dialog interior, acea emoție neplăcută se disipă, dispare. Deci nu eu, când e un practic, mod de păcălire a minții acest lucru? Păi, nu te minți. Adică, dacă te uiți de dincolo de practică, ai putea, dacă te uiți ca un chibiț la treaba, să spui, pare să fie o păcăleală. Însă atunci când practici, e ceva care e incontestabil. Pentru că tu ai trăit toată viața durerea sau suferința ta, practici acest dialog simplu, aparent naiv, și deodată simți că în inima ta e liniște. Da, pentru și că liniștea experimentată nu mai poate fi o păcăleală. Dacă tu vezi că ai liniște și astăzi, și pe aia ai liniște și mâine, și poi mâine, și de fiecare dată când mai vine o îngrijorare, tu iarăși vorbești cu ea și fai liniște. Și observi că deja ai trăit câteva săptămâni de liniște, spui, wow, eu nu credeam că se poate trăi așa. Și asta e o trăire. Cine poate să-ți conteste trăirea? Cine poate să-ți spună că e adevărată sau nu? Bine că suferința e incontestabilă, dar liniștea e contestabilă. Da, deci totul, practic, presupune și o conștientizare foarte puternică a emoțiilor tale. Să-ți dai seama care sunt, să le identifici și să le poți elibera cu mai multă ușurință. De asta se numește eliberare interioară conștientă. Da. Pentru că practica conștiinței este, de fapt, cea care mă mută în afara ființei mele limitate, adică eu-lui meu, ansamblu minte-corp. Da? Deci doar practica conștiinței. Ce înseamnă practica conștiinței? Să încep la început prin a observa emoțiile, apoi în mod spontan mă văd permanent ca observator al persoanei mele, care este corpul și mintea mea. Dar dacă îți punem de la început unui om, așa cum o fac unii maestri sau cei care vorbesc despre sine, despre revelarea sinelui, despre tot felul de cuvinte dintre astea spirituale foarte frumoase, dacă îi spune un om, tu ești mai mare, tu ești mai mult, tu ești sinele, omul zice cu mintea, da, dar nu se simte acolo. Practica conștiinței înseamnă să mă distanțez, între ghilimele, de această parte a mea limitată și cel mai ușor este să mă distanțez de emoții, pentru că ele sunt cele mai vii și mai clare. Și atunci apare spontan conștiința prin această practică. Aș putea să mai spun lucruri care l-am spus de multe ori, că această metodă de eliberare interioară conștientă nu este un scop în sine. Este un mijloc de a practica conștiința, însă este cel mai simplu și mai ușor mijloc de a obține conștiința. Da. Pentru că de asta și pare prea ușor, pentru că am fost obișnuiți prin practicile spirituale ca aceste practici spirituale să fie lungi și grele. Vorbim despre yoga, vorbim de meditație, vorbim de tot felul de lucruri care presupun disciplină, antrenament, ore pe zi. Ei, această metodă este atât de simplă, pentru că nu este pentru toată lumea, este doar pentru cei care aud, înțeleg și practică. Da. Pentru toți ceilalți rămâne calea grea. Așa este. Practic, oamenii în cadrul acestui workshop pe care tu îl desfășori primesc niște instrumente pe care ei aleg ulterior dacă le vor aplica sau nu. Exact. Dacă vor învăța să trăiască mai ușor cu ei și cu emoțiile lor și eliberați fiind de ele. Exact. Spune-ne mai multe despre acest workshop, care știu că urmează chiar în acest weekend, în perioada 25-26 martie, la Târgu Mureș. Ce primesc oamenii în urma participării la acest workshop? În primul rând, mi-a plăcea să spun că am început încă de anul trecut cu o primă ediție la București, apoi am continuat la începutul anului la Oradea, la Cluj. Da. Principalele orașe din țară, cum spuneam și la început prezentării. Și chiar la Bacău am făcut
Și continui acum să fac așa cum ai spus la Târgu Mureș, apoi la Iași, 1-2 aprilie, apoi din nou la București, la sfârșitul lunii mai. Este, în primul și în primul rând, un workshop experiențial. Deci nu are de a face cu un curs de învățare. Pur și simplu, miezul este a pune pe oameni în contact cu amintirile lor, în general neplăcute, dureroase, cu imagine din mintea lor și cu emoțiile aferente. Ai pune pe oameni în contact cu emoțiile și mai ales cu sentimentul de lipsă de iubire. Că atunci când oamenii devin conștienți câtă lipsă de iubire este în inima lor și că, de fapt, această căutare a iubirii este un soi de fugă după Fata Morgana, apare o claritate superioară în mintea respectivă. Și atunci când descoperă acel program despre care spuneam, este un wow! Acum îmi dau seama cum toată viața mea am funcționat în acest mod în ceea ce privește căutarea iubirii. Și odată ce acest program este adus la suprafață, adică conștientizat, ori de câte ori din acel moment omul respectiv va mai avea tendința de a face același lucru și va aduce aminte. Stai că acum fac din program. Da. Deci conștientizarea, această scoatere la suprafață a amintirilor dureroase și a emoțiilor aferente, asta se întâmplă. Și apoi următor pas este să conștientizăm cum au arătat relațiile mele de cuplu de până acum, care a fost felul în care eu m-am comportat, ce am așteptat și ce am primit. E acel tipar de care vorbeam înainte. Și de acolo, din ce am acumulat ca și bagaj emoțional neplăcut în relație de cuplu, văd și eliberez. Apoi, practic, ajung cumva, după o zi și ceva din acest workshop, să fiu cumva pe, hai să spunem, zero emoțional. Adică am eliberat tot acest bagaj, tot acest gunoi emoțional și acum mă simt pregătit să mă îndrept către restul vieții mele relațional din altă perspectivă. Și învățăm, în final, cum putem să construim o nouă modalitate de a întreține relații de cuplu sau de alt mod în viața noastră. Da, deci este un workshop pentru sufletele oamenilor, pentru sufletul tău. Deci alege să participi la acest workshop pentru a simți ulterior sufletul mai liber. Exact. Mai ușor, nu dacă liber, mai ușor. Exact. Și mai plin de iubire, că până la urmă despre asta e viața, așa cum spuneam. Da. Foarte frumos. Cum se pot înscrie oamenii să participe la acest workshop? Deci cea mai simplă modalitate este să intre pe site-ul meu, analogos.life, și acolo la categoria evenimente sunt toate aceste evenimente listate pe rând. Am înțeles. Și știu că nu este singurul seminar pe care tu îl ții în perioada următoare. Chiar am văzut de curând o postare, un curs în luna mai de consilier de dezvoltare personală și mi s-a părut foarte interesant și vreau să ne spui dacă acest curs se adresează persoanelor care au un background, eu știu, au făcut o facultate de psihologie sau sunt medici sau, nu știu, altă specializare de terapeut sau se adresează tuturor celor care vor să se dezvolte personal și să ajute pe ceilalți. În primul și în primul rând, nu poți să fii consilier sau sfătuitor sau terapeut dacă tu nu ți-ai rezolvat anumite deficiențe psihoemoționale. Ca urmare, tu poți să înveți să-i ajuți pe ceilalți, poți să deprinzi cunoștințe și instrumente, dar dacă tu însuți nu ești echilibrat interior, nu vei putea să faci treaba asta cu măiestrie. Vei fi mediocru, probabil. Ca urmare, acest program de transformare interioară, care se numește curs de consilier de dezvoltare personală, oferă două aspecte. Unu, instrumente eficiente, simple, de transformare interioară, adică mă ajută să mă văd pe mine cum funcționez eu interior, ce setting psihomental am și să armonizez acest lucru. Apoi, în al doilea pas, să-mi oferă instrumente cu care să pot să-i ghidez, să-i asist și pe ceilalți în același proces. Adică mă vindec, mă fac bine eu pe mine și după aceea pot să-i ajut să fac asta și pe ceilalți. Că ești aici, dăm mai departe o informație. Exact. Doar că, ce aș dori să mai spun, există foarte multe asemenea programe numit curs consilier de dezvoltare personală. Da, așa este. Ceea ce contează, și o spun de la început, este că ceea ce urmăresc să ofer nu este despre un curs și nu este despre o diplomă. Sunt foarte multe asemenea cursuri de consilier de dezvoltare personală care se fac oarecum superficial și sunt făcute doar ca să ofere o diplomă. Da. Eu
mi-am asumat să țin acest curs de consiliere de dezvoltare personală, deși este o provocare birocratică, pentru că eu inser în acest curs, în primul rând, această metodă, eliberarea interioară conștientă, și toată experiența pe care am acumulat-o în ultimii, nici nu știu, 5, 6, 10 ani, în legătură cu a îndruma pe ceilalți. Deci, nu e vorba doar despre a învăța pe oameni ceva, ci despre a implementa un alt mod de a privi viața și de a implementa un mod cu totul și cu totul diferit și simplu în a-i asista pe ceilalți. Da, pare simplu, cum ai spus, dar în același timp foarte profund. Diferența, e ca o transformare personală. Da. În primul și în primul rând este vorba despre mine. Cu ce am început? Să vorbesc despre mine, să vorbesc despre voi, care e diferența? Exact. Deci, atunci când aspirantul la cunoaștere sau terapeutul, își dă seama că întreaga sa viață este vorba doar despre el și despre deschiderea inimii lui, atunci focusul pe a-i ajuta pe alții se estompează. Pentru că îți dai seama că, de fapt, joci un rol prin care, de fapt, tu îți deschizi inima. Și că ăsta e principalul obiectiv. Și tot ce avem de făcut pe lumea asta, indiferent de ce rol jucăm, este să ne deschidem inima și să permitem iubire să curgă prin noi mai mult și mai mult. Și atunci îți dai seama că poți să faci curățenie sau poți să fii terapeut sau poți să fii profesor universitar. Orice rol ai juca este despre deschiderea inimii. Când îți dai seama despre asta, muți energia de pe activitate pe trăirea ta interioară. Și paradoxul pozitiv, este când de îndată ce preocuparea ta este despre a deschide inima, tot ceea ce faci, vei continua să faci, va fi făcut dintr-un alt loc și vei schimba într-un mod superior iubire cu ceilalți. Activitatea va fi mai eficientă, mai apreciată, succesul tău în lume va fi diferit. Da. Deci încurajăm pe toți cei care își doresc să se înscrie la acest curs de consilier de dezvoltare personală, tot așa să intre pe pagina ta enalagos.ro .life. enalagos.life. .life. Așa. Da. Și să caute acest curs. Știu că este și acreditat de Ministerul Muncii. Exact. Nu? Am obținut această acreditare și vom oferi nu doar diploma enalagos, ci și o diplomă acreditată de Ministerul Muncii, o diplomă de consilier de dezvoltare personală, pe baza căreia cei care își doresc să practice această îndeletnicire de consilier vor putea să o facă într-un mod oficial și legal. Da. Deci dacă oamenii își doresc o schimbare în carieră, nu? Și poate în carieră. Sunt, nu se regăsesc unde sunt, în locul, la locul de muncă unde sunt, pot alege să participe la acest curs de consilier de dezvoltare personală și să-și schimbe practic viața. Sunt atât mulți, lor cât și a celorlalți din jurul lor. Mulți oameni care cochetează. Au început să învețe niște lucruri, au niște cunoștințe, practică ceva, simt că ceva s-a mișcat în ei și le-ar plăcea să o dea și altora, această transformare. Da. Și atunci acest curs de consilier îți oferă o structură și o diplomă. Sunt de asemenea oameni care sunt deja practicanți de terapii diverse și nu au calificare sau nu au posibilitatea să își exercite această meserie într-un mod legal. Și atunci această diplomă le oferă posibilitatea. Da. Și sunt chiar și psihologi care au făcut, de exemplu, prima parte, cea de 3 ani, în care au luat o licență de psiholog, dar încă nu pot practica pentru că nu și-au făcut încă formarea. Și iată că această diplomă le oferă posibilitatea să practice direct. Da, e foarte bine că ai punctat acest aspect, pentru care îți mulțumesc, Iulian. Aș vrea un pic acum la final de emisiune să ne spui și agenda cursurilor tale viitoare și ce alte cursuri mai ții tu. Deci voi continua acest periplu interior și exterior cu workshop-ul de relații și iubire. În mai multe locuri se vede asta pe site. Am inițiat o tabără, un retreat revoluționar de 9 zile, care este un soi de program intensiv de transformare interioară. Foarte interesant. Și de creștere în iubire. Uh-huh. Și l-am pus chiar 29 aprilie, 7 mai, conține și ziua de 1 mai. Deci sunt practic 9 zile intensiv, experiențial de transformare interioară folosind această metodă. Și o să mai am în august, a devenit deja tradițional, o tabără de 3 zile de liberare emoțională. Și da, asta e drumul. Și tot înainte. Îți mulțumim foarte mult, Iulian, pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Dacă ar fi acum să rămână cei care ne urmăresc un mesaj din partea ta, care ar fi acesta? Să ne deschidem inimile, să renunțăm la judecată și să ne dăm voie să
treacă iubirea prin noi cu ușurință. Da. Deci să ne dăm voie să primim iubirea în suflet și să o dăruim mai departe. Mulțumim pentru tot Mulțumesc. Ceea ce ne-ai oferit. În cazul acestei emisiuni te mai așteptăm cu drag alături de noi. A fost o reală plăcere să te am ca și invitat. Și pentru asta îți mulțumesc și îți urez mult succes în toate proiectele tale. Mulțumesc frumos pentru tot. Cu mult drag, iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Nu uitați, deschideți-vă inima pentru a primi cu adevărat iubirea în sufletul vostru. Pe data viitoare, o seară minunată!